Distrugerea rețelelor de drenaj construite cu decenii în urmă pe terenurile agricole a contribuit la intensificarea alunecărilor de teren din sălaj, dar și la inundarea suprafețelor agricole în perioadele ploioase. Colegul nostru Adrian Lungu ne aduce mai multe detalii despre acest subiect. Distrugerea, domnilor și domnilor, unor astfel de sisteme de drenaj a terenului agricol a dus la apariția instabilității terenului în mai multe zone din județul sălaș. Din păcate, fenomenul nu este unul doar local, se întâmplă în majoritatea județelor. Astfel de sisteme au fost concepute și construite încă din anii 50 sau 60 pentru a prelua apa de pe versanți, astfel încât aceasta să nu se scurgă pe terenurile agricole, să nu apară alunecările de teren. Evident, terenurile au fost retrocedate, cele mai multe, iar proprietarii au înțeles că aceste sisteme Sisteme trebuie înlăturate pentru a putea ara, pentru a-și extinde suprafața agricolă. Asta se întâmpla imediat după 1990. Ce s-a întâmplat după distrugerea acestor sisteme? Evident că au apărut alunecările de teren, au apărut case care nu mai pot fi locuite și multe, multe alte probleme care puteau fi evitate foarte simplu dacă aceste sisteme erau lăsate să-și facă treaba pentru care au fost concepute cu multe decenii în urmă la nivel național.